Bun găsit, Drasen Marian, la o nouă emisiune de sport. Vom vorbi despre un eveniment care s-a desfășurat zilele trecute în municipiul Carei, un eveniment care a ajuns la a doua ediție în acest an, un eveniment care de la un an la altul se dezvoltă, un eveniment care cu siguranță în anul următor va fi mai diversificat și de o mai mare amploare. Evenimentul s-a desfășurat, a început vineri, a continuat sâmbătă și s-a încheiat duminică în municipiul Carei, în mai multe locuri, dar mai multe vom afla de la invitații mei din studio din această zi de joi. Ne apropiem de weekend, vorbim de sport, tot în weekend, dacă tot suntem la partea de sport, vă reamintim că începe Liga 4-a de fotbal din Satul Mare, acolo vor fi trei serii și sigur se va desfășura și etapa a doua din Liga 4-a Elite, tot la fotbal, acolo unde avem etapa a doua. În prima etapă am avut doar două meciuri și trei amânate, acum să sperăm că se vor disputa toate meciurile etapei. Tot la sfârșit de săptămână avem și meciurile echipelor sătmărene din Liga 3-a. CSM Olimpia Satul Mare joacă în deplasare cu Crișul Sânt Andrei și Olimpia 1921 primește vizita celor de la SC Mezalău pe stadionul Someșul din municipiul Satul Mare. Așadar, au început campionatele de fotbal din Satul Mare, din județul Satul Mare, din Liga 3. La sfârșit de săptămână aveți unde să vă petreceți timpul cu copilul sau, dacă vă place fotbalul, să mergeți să urmăriți anumite meciuri. Cel de pe stadionul Someșul va fi transmis și în direct de FRF TV, un meci care atrage. Să sperăm că sătmărenii au învățat ceva după înfrângerea din prima etapă 1-9 cu CSM Sighetul Marmației. Și cam atât, să trecem la ale noastre, vom vorbi despre evenimentul de zilele trecute. Avem doi invitați în această zi de joi. Începem cu Florin Mulcoțan. Florine, bine ai revenit la noi. Ești vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box și anul acesta te-ai implicat și tu în acest eveniment. Bine ai revenit! Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată cu drag vin la voi, nu? Pentru că oglindiți ceea ce facem, ceea ce încercăm să facem noi. Și în premieră o avem și pe doamna profesoară Florentina Timoc, inițiatorul acestui eveniment de la Carei, care, iată, a trecut cu bine de ediția a doua. Doamna Timoc, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a promova evenimentul pe care l-am inițiat în anul trecut. Bun, continuăm cu dumneavoastră. Spuneți-ne despre ce e vorba, pentru cei care ne urmăresc, ce s-a întâmplat vineri, sâmbătă și duminică în municipiul Carei. Prezentați-ne programul și... Suntem la a doua ediție, am început timid anul trecut, cu puține ramuri sportive implicate datorită ineditului. Nu s-a mai organizat așa ceva în Carei și am zis să fie zilele sportului carean, pentru că n-am știut pe ce perioadă se va desfășura. Anul trecut am desfășurat evenimentul ăsta pe parcursul a o săptămână. Nu a fost ușor nici să găsești locația, nici să găsești momentul potrivit când să-l organizezi. De aceea anul ăsta l-am concentrat pe un weekend. Am avut o deschidere festivă unde colegii de la Clubul Copiilor au deschis toată festivitatea cu un program de muzică și dans. Este vorba de Ana Glib și Adi Pașca, pe care cred că toată lumea îi cunoaște. Și am prezentat cluburile, au fost copii la deschidere, au venit părinți, am găsit o locație, eu zic, accesibilă tuturor. E vorba de Parcul Dendrologic din Carei. Ne-am prezentat, am spus unde ne vom desfășura activitatea și pe parcursul celorlalte două zile, fiecare dintre noi și-a alocat un spațiu și un interval orar în care a încercat să atragă și să motiveze copiii și nu numai să se îndrepte spre practicarea unei ramuri sportive sau unei forme de mișcare, indiferent de cea pe care ar fi ales-o. În principal, evenimentul își propune să promoveze sportul în general, pentru că fiecare ramură se promovează și prin rezultatele pe care le obțin, care are rezultate bune la diferite sporturi. Deci, ramurile respective se promovează și prin rezultate, iar acum dumneavoastră încercați să aduceți sportul, să-l prezentați careienilor de rând și sigur sunt care vin și se uită cu copiii și spun că hai să... începem să facem Am și avut o inițiativă de a remunera
într-un fel sau altul, dacă putem să o numim așa, participanții printr-o diplomă pe care nu apare numele, ci doar am participat și eu. Și anul acesta, pe verso diplomei, am trecut numele tuturor cluburilor implicate în eveniment cu contact. În cazul în care părintele primește, de exemplu, diploma la basket, dau un exemplu, dar totuși ar vrea să meargă la Florin la box, atunci el are acolo contactul și poate lua legătura. M-am gândit că e o cale mai facilă de a îndruma copiii spre practicarea sportului. Deci, având diploma respectivă, el a putut să-și aleagă ori ramula sportivă pe care a urmărit-o, ori oricare alta din cele desfășurate în cadrul acestei ediții. Și a fost un plus. Așteptăm în toamnă rezultatele. Simțiți o deschidere a cluburilor față de acest eveniment sau o reținere? Sau, eu știu. Anul ăsta a fost o deschidere mult mai mare. Dacă stau să enumăr așa, colegii implicați au fost, dacă bine am socotit și cu Florin, cred că în jur de 13, coordonatori de cluburi sau pur și simplu antrenori. Și m-am bucurat de alăturarea boxului și Florin e un om extrem de activ, nu pentru că ești lângă mine, eu îl știu mai de mult. E un om extrem de implicat și îi plac evenimentele astea care adună oameni mulți la oaltă. A avut și idei foarte bune și ni s-au alăturat, într-adevăr, anul ăsta mult mai multe persoane. Am avut, o să vi le număr pe toate să nu scape vreun coleg. Am fost noi cu basketul. Am organizat un concurs de streetball pentru că asta prinde cel mai bine. Mai spectaculos. Da, asta e cel mai spectaculos. Din punctul nostru de vedere, în cadrul unui eveniment de felul ăsta. Ce a fost nou anul ăsta a fost ciclismul, pe care Relu Centea împreună cu colegii cu care colaborează l-au gândit în două feluri, respectiv în deschidere, atunci când au implicat mai mult copiii, pentru că a fost un traseu mai ușor, și i-au rugat pe copii să vină cu bicicletele împodovite și a fost o chestie mai pe placul lor. Și cursa de duminică, care a pornit la ora 7, tot de pe platoul Monumentului, acolo au fost mai puțin participanți, mai mult cei care chiar practică de performanță ciclismul. Acolo au făcut o rută de 26 sau 27 de kilometri. Acum cine a putut să adus, cine nu, dar în principiu ăsta a fost elementul de noutate pe lângă box. Eu l-am contactat pe Florin și anul trecut și încă nu exista de sine stătător o asociație în care. Acum, de data asta, Florin vă poate spune mai multe. Ajungem și la partea cu academia și cu boxul. La vremea lor. Da, deci am avut ciclismul, am avut judo, am avut boxul, am avut fotbalul fete, fotbalul băieții. Ajută-mă, Florin, aerobicul, Andreea, care e foarte activă și lucrează și cu adulți și cu copii. Airsoft. Airsoft-ul, care a fost și anul trecut și anul ăsta. E o plăcere, copilul meu e foarte atras. Judo, da, tot Relu Centea se ocupă. El se ocupă, de fapt, mai mult de copiii de la Tășnad. Acolo a fost domnul Traian, Stan Traian, care se ocupă de copiii din care au făcut demonstrații. Mi-a scăpat ceva. Acum nu vine nici mie în cap, dar oricum a fost cuprinsă cam toată aria de... Da, avem o persoană nouă în grup venită, mie mi-e foarte drag, a fost eleva mea, e vorba de Rada Șichet, care are un parcurs și un CV destul de bogat. Ea a lucrat și în București, este preparator fizic. A încercat multe sporturi de performanță, a făcut inclusiv rugby la nivel național. Deci, scuze-mă dacă îmi dai voie, a lucrat inclusiv la CSR. Da, a avut contact inclusiv cu lotul național de box pe care i-a șlefuit puțin la capitolul. Și la cutezătorii a lucrat, acolo a lucrat cu persoane, așa, au făcut entertainment și acum e în Carei, a intrat în învățământ și eu am cooptat-o să vină la club pentru că eu, nu știu dacă știe foarte multă lume, am și un club privat de basket, se numește Primo Carei, BC Primo Carei. Și pentru îmbunătățirea condiției fizice a copiilor, m-am gândit că ea este o persoană extrem de potrivită pentru așa ceva și atunci începem o colaborare. Deci ea este elementul de noutate, persoana cea mai nou venită acolo în grup, speră să-și găsească colaborare și în celelalte ramuri sportive, pentru că, să fim serioși, fără o pregătire fizică nu putem excela. Sport. Din păcate nu, și Florin este un bun coleg și prieten al meu. Problema este că el a avut foarte multe competiții și chiar în intervalul respectiv a avut
concediu. El a fost Florin Turcu, da. El a fost plecat la foarte multe competiții cu foarte bune rezultate. Păi a fost și, Imperul, nu cu Vlad. Da, și nu îl lăudăm. 17 mondial la Sulță. Da, da. Și nu deci e un... A, și să nu uităm de tenisul de masă. Și Mircea a venit cu copiii, nu el, ci colegii și colaboratorii și au făcut acolo o demonstrație. El a fost foarte încântat de inițiativa mea anul trecut și a zis că în Ungaria e o tradiție destul de veche în a promova sporturile printr-un eveniment de felul acesta. În Ungaria, în Polonia, în Cehia? El dădea exemplu, cred că Debreținul și zicea că este efectiv un eveniment destul de amplu și e primit de populație și e agreat. Și e un moment în care copiii și părinții, zic eu, pot să vadă ce li se oferă și pot alege din toamnă să-și îndrume copilul spre o anumită ramă sportivă. De fapt, ăsta este scopul nostru. Ăsta este scopul principal. De aia să le încerce sau să le încerce pe toate, că da, poate rămâne undeva. Da, eu am exemplu în familie. Nepotul meu a încercat în sporturi, a rămas la dansul sportiv, dans contemporan. E în America, poate e lipsit de modestie să mă laud cu el, dar e un copil minunat, lucrează la o academie, dar a încercat și notul, și basketul, s-a dus peste tot, acolo s-a oprit. Și asta îndrumăm tot timpul copiii și în care, și asta poveste și cu părinții, dacă un copil își retrage copilul de la basket, vine să-și ceară scuze, știți, nu mai vrea, nu e nicio problemă, numai nu lăsați acasă, duceți-l oriunde în altă parte, să facă mișcare, asta e cel mai important. Și asta vrem noi să promovăm, de fapt. Corect. Florin, tot mai mult la Carei, păi, tot mai multe evenimente Careiul, în care te implici. Careiul este locul unde am văzut prima dată lumina zilei. E la Carei m-am născut și am mai spus-o și o spun, mă îndrăiesc cu asta. Ok, a fost un accident faptul că m-am născut acolo cu ghilimele de rigoare, pentru că părinții mei se aflau la țară la Căoaș. Era chiar în sâmbăta de Paște, în 75, 3 mai. Dar un accident cu ghilimele, dar din fericire sunt născut în Carei, pentru că este un oraș cu atâta însemnătate istorică și cu atâția oameni de valoare pe care i-a dat în timp, cât chiar mă mândresc că fac parte dintr-o comunitate de calitate. Da, Carei, pentru că acolo se pare că deschiderea către sport este oarecum diferită față de satul mare, nu că în satul mare nu s-ar face, dar tu știi foarte bine, nu știu, că eu activez pe tot teritoriul României, oriunde este nevoie sunt prezent și spuneam mai devreme doamna profesor că anul trecut am lipsit. Anul trecut am lipsit pentru că n-am avut obiectul muncii, iar formele de box care funcționau la Carei atunci nu erau în legalitate perfectă. N-am vrut să ieșim în evidență și să fim neoficial constituiți. Acum pot să spun cu mândrie, exact cum ți-am mai spus, că sunt implicat într-un proiect extrem de important, zic eu, pentru județul Satu Mare și pentru nord-vestul României. La inițierea și cu sprijinul necondiționat al lui Luci, noi, un om cu suflet mare de la Carei, care se ocupă de box, a luat ființă Academia de Box Nord-Vest Transilvania Carei, care se vrea mai mult decât un simplu club de box, adică vor să facă cu totul altceva. Am văzut că în Ardeal nu prea funcționează genul de centre zonale, sau știu eu, unde să se concentreze mai mulți sportivi de calitate, nu doar cei autohtoni. Luci ar vrea asta, ar vrea să facă cât mai multe, cum să spun eu, infuzii în județele din jur și nu numai, pentru a vedea ce poate și cum poate să facă, să aducă pentru Carei, pentru Academia de Box și unde se vrea să fie oarecum un centru zonal. De ce un centru zonal? Pentru că aici efectiv nu avem unde să facem asta. Iar Lucia a considerat că are resursele necesare, dispune de susținerea necesară, că este foarte important să avem susținere în tot ceea ce facem și a zis că încearcă să facă asta. Deocamdată câți sportivi sunt la Academie? Deocamdată sunt peste 25 de sportivi. Din Carei sau din mai multe? Din zona Careiului și din Carei. Dar nu s-a făcut încă niciun fel de selecție în sensul acesta, pentru că doar de câteva săptămâni au ieșit documentele juridice, adică partea juridică a clubului, înființarea lui efectiv, urmează să se obțină CIS-ul de la minister, este deja pe drum, pe parcurs
La poștă, documentele. Este la poștă. Apoi urmează partea de afiliere la Federația Română de Box, pentru că este obligatoriu. Și bineînțeles și la ligă, la noi, pentru că nu se vrea doar atât. Adică ne limităm la o bucățică din box, vrem să cuprindem tot. Mai eu fiind implicat în ligă și știind că de fapt acolo este adevărata, cum să spun eu, parte existențială a unui boxer. Acolo și-o dezvoltă, pentru că la amator este greu să faci din asta o chestiune din care să trăiești. Adică să fie o profesie. În schimb, la profesioniști chiar poți. Și noi asta vrem la Carei. Sunt mulți, am văzut mulți sportivi de calitate. Ei au funcționat înainte la Clubul Sportiv Carei, Viitorul Carei. Așa, dar sunt doi care chiar cred că vor ieși în față în cel mai scurt timp. Nu-i nominalizez acum, pentru că urmează ca într-o emisiune, când ești dispus, să ți-i aduc aici. Alături de Lucian, bineînțeles. Să vină și câteva rezultate. Păi asta și vrem, de fapt. Ei sunt într-o pregătire continuă, chiar și pe timpul verii au fost la o cupă la Lești, vor merge duminică la Holod, în județul Bihor, unde domn primar de acolo este prieten bun de al meu și are un club de box foarte bine cotat, adică este ok. Și vreau să se întreacă cu cei mai buni, nu doar aici, în apropiere. Să se întreacă cu cei mai buni, să ajungă să facă performanță, adevărată performanță. Nu. Doar așa poți să crești. Dacă întâlnește tot felul de adversari, acumulezi experiență și nu doar antrenamente. Nu rezolvi nimic doar antrenamentele. Sunt și o parte de participanți la antrenamentele Academiei, care sunt doar pentru menținerea lor, pentru a face mișcare, le place boxul. Dar aia este o altă chestiune pe care o face Luci cu plăcere, adică Luci și colegii lui, pentru că sunt trei care se ocupă acolo de toată treaba asta. Doamna Timoc, v-ați gândit deja la ediția a treia de anul viitor? Eu știu să dezvoltați, oarecum să îmbogățiți programul, să aduceți fiecare ramură, dar ar fi o idee, am și discutat înainte, să aduceți o vedetă din box, o vedetă din basket. Așa ne-am și gândit. Da, am avut o întâlnire zilele trecute. Am făcut un bilanț. De fapt, al ediției a doua. Dacă îmi permiți, și emisiunea asta este un bilanț, de fapt, la ceea ce am făcut în weekend. Pentru că trebuie să spunem că au fost totuși niște chestii. A fost o deschidere cu vreo 300 de persoane. Sincer, mă așteptam la vreo 500-600, dar probabil că sunt eu prea optimist. Nu știu, sunt prea... visez prea mult, probabil. Dar a fost ok. Scuză-mă că te-am Nu e nicio problemă, Florin. Ne-am gândit în anul viitor să concentrăm toată această a treia ediție într-o singură locație. Acum urmează să discutăm și cu doamna viitor primar ales, pentru că nu putem să luăm decizii. Asta o să fie doar o propunere și o să vedem în ce măsură primim și acceptul dumneaei. Noi ne-am gândit să mergem pe platou din fața monumentului, pentru că am constatat, pornind cu bicicletele și ieșind eu cu copilul, foarte multă lume se adună seara acolo. E un loc de relaxare. Este și un loc cu un vat comercial foarte bun, în sensul... Da, și cred că concentrează mai mult acolo populația. De participare activă a persoanei. Și foarte important să avem, noi să avem, să fim văzuți, adică nu o facem doar pe ascuns. Avem noi acolo un parc și terenul de sport, avem și acces la toate locațiile respectiv în fața castelului, vis-a-vis de castel, pe platou de la manej. Am constatat acum, după două ediții, că intră persoanele care vor să se relaxeze acolo și să se răcorească. Bun, copiii nu simt lucrul ăsta și atunci am zis să facem o festivitate de deschidere vineri, tot așa cu un moment artistic. Sâmbătă, duminică, având în vedere că nu mai sunt nici brazii aceia înalți, să folosim chiar toată partea aia din față, respectiv eu să-mi duc un panou de basket, Florin să-și delimiteze un spațiu pentru box, să punem niște saltele pentru judo, să animăm un pic atmosfera și probabil dintr-un animator care să vină să-i mai picteze pe copii, să le mai oferim ceva extrem de sănătos de mâncare, pentru că dacă tot promovăm sportul, să promovăm și o alimentație sănătoasă, să vorbim cu cei care dețin locații și restaurante, dacă sunt dorini să se implice în acest eveniment. Și evident că ne-am gândit și noi la vedete. Problema este că cu toții sunt ori în programe de pregătire,
Ori probabil că trebuie contactați mai repede. Florin are deja niște legături. Eu m-am gândit la Luca Năstruț, care este o emblemă pentru basketul județului, și doamna inspector de educație fizică știe despre chestia asta. Eu am vorbit cu ea și în anul trecut. N-am ajuns să-l contactez pe Luca. Așa ar fi probabil că ar avea un impact mai bun asupra și a copiilor și a populației, pentru că atunci când spui, aduci un nume, lumea probabil că se adună, nu neapărat să te vadă pe tine, ci să vadă persoana respectivă ce face, cu ce se ocupă, să le demonstreze. Și încercăm și varianta asta anul viitor. Acum o să vedem. Eu, de renunțat, nu voi renunța. L-am și pe Florin la fel de bătăios ca mine. Noi am constatat acum pe drum că suntem în aceea zodie și zile foarte apropiate. Da, eu sunt în 2, mai el este în 3. Și am constatat că avem cam același ser și același elan așa, de a nu renunța și de a continua. Ăsta e felul meu de a fi, de fapt. Un aspect extrem de important pe care eu nu ți-l cunoaște. Eu am mai spus-o, acum scuză-mă că mă bag iar, dar nu-i problemă. Este foarte important să scoate în evidență ceea ce suntem, de fapt. Este foarte important pentru mine să fiu, eu m-am născut să fiu pentru oameni, printre oameni. Eu nu pot să stau în casă, nu pot să stau indiferent, eu iubesc toate sporturile, chiar și șahul, deși nu mă pricep, nu-s mare șahist, dar îmi place. Așa? Și în plus de asta sunt implicat într-o grămadă de activități, nu doar legate de sport. Spre exemplu, foarte într-o propoziție, duminică la Căoaș este Hramul Bisericii. Sunt consilier parohial acolo, curator, cum îi spunem noi. Și acolo, duminică, avem masă cu vreo 200-300 de persoane. Adică nu putem sta indiferenți. Dacă avem posibilitatea să facem ceva, facem. Dacă nu, asta este. Dar eu așa am venit pe pământul ăsta. Să fiu pentru oameni și voi fi pentru oameni tot timpul. Cât voi putea. Scuză-mă încă o dată, dar trebuie să facem, cum să spun eu, am vrut să înțeleagă să toată lumea de fapt că suntem, nu, dar să vadă că suntem oarecum conectați la cei din jur, nu doar așa, din interes. Apropo, pentru ea au fost niște cheltuieli și acum la weekend, în weekend. Nu a fost o chestiune care să fie pur și simplu gata, am făcut-o și ne susține X sau Y sau Z. Au făcut și ea din buzunar, am făcut și noi din buzunar, fiecare ce putem. Dar, da, trebuie să spunem că întotdeauna alături de noi și cel puțin de mine de când sunt în Carei și am contactat-o pe doamna Marinela Varga de la Alconor Company, întotdeauna este extrem de deschisă. Eu nu am cerut niciodată sucuri pentru evenimente de felul ăsta și cred că și ei știu că nu promovăm neapărat consumul de sucuri. În schimb, apă ne-au adus în cantitate rezonabilă și acum am apă, am zis că o să o păstrez probabil pentru cupa pe care urmează să o organizez în toamnă. Sunt alături de noi și sunt oameni deschiși. Eu sunt convinsă că mulți sponsori ar fi alături de noi și în la evenimentele viitoare, numai că n-am dat așa amploare deocamdată. Noi fiecare în parte, ca și ramură sportivă, avem niște persoane care ne susțin. Fie prin prisma faptului că au copii și practică sportul la noi, ramura sportivă pe care noi o promovăm, fie doar că ne cunoaștem și sunt apropiați de sport. Și să știți că sunt mulți și în care există o deschidere în sensul ăsta. N-am întâlnit niciodată o persoană către care să mă îndrept și să-i spun pentru ce anume am nevoie de bani și să-mi spună nu. Și dacă e o sumă mică, a onorat rugămintea și cererea. Și eu zic că e un lucru mare. Acum, nici nu poate funcționa în zilele noastre sportul fără sponsori. Clar. Fără suportul părinților, fără părinți, fără a noastră și fără cei de lângă noi. Eu recunosc și o să recunosc întotdeauna, nu mă ocup de partea asta. Acolo e soțul meu responsabil. Eu mă ocup de antrenamente, de organizare și așa mai departe. Dar nu putem fără asta. Trebuie să recunoaștem. Statul nu mai susține, nu mai are bugetul necesar. Eu n-am făcut niciodată sport pe bani. Eu am fost plătit să fac sport. E, acum nu mai avem varianta asta. Și dacă părintele susține statul, plătește susține și duce copilul. Da, o face parțial sau deja cred că o face deloc. Acum, că eu nu știu să fiu în ce măsură. Am vrut să fiu mai drăguț. Am vrut să fiu mai drăguț. Da, deci sunt reduse bugetele. Asta se vede, cred că, peste tot. Și noi întotdeauna ne-am bazat pe părinți și pe sponsori. Asta trebuie, e foarte adevărat. Știți ce trebuie spus? Un lucru foarte important. Spre surprinderea mea, pentru că, sincer, nu mă așteptam. A fost prezentă doamna primar la deschidere. Eu am invitat-o și acum eu sunt convinsă că este invitată la toate evenimentele care se organizează.
pe lângă că a venit și a vorbit foarte frumos, am pus-o oarecum în fața faptului împlinit, pentru că nu i-am zis că va fi și invitat de onoare și va și vorbi. Așa, foarte, foarte frumos a vorbit despre noi și despre ceea ce facem și a stat până la sfârșit și ne-a urmărit. Și eu zic că e un lucru de apreciat. Pentru că și ne-a asigurat că ne va sprijini. Și ne-a asigurat că ne va sprijini, pentru că există și filmare și am și distribuit-o. Ok, acum... Da, eu sunt convins că o va face, pentru că nu are niciun interes să nu... Dacă în urbea ta se întâmplă lucruri care adună oameni mulți... Da, și care fac bine societății, în primul rând. Sunt convins că va fi, dar bineînțeles. Și care fac bine. Da, chiar s-a declarat uimit, a zis că nici n-a crezut că există 13 ramuri sportive sau 13 posibilități de a-ți duce copilul să practice o formă de mișcare. Bun, au fost 13 prezente, dar... Mai sunt și altele. Mai multe. Să sperăm că viitorul primar al Careiului va păi, avea doamna, deschidere este și viitorul, mai mare. Doamna este viitorul primar. Da. Adică viitorul primar. La ea mă refer, deocamdată nu este primar. Viitorul primar al Careiului, adică doamna Covaci. Oficial nu este primar, da, dar va avea este. O deschidere și mai mare către sport să fie prezentă la evenimente de acest gen. Să eu fie cred prezentă că a fost la și la meciul. Voi la gală, așa-i? Da, da, cu siguranță. A fost, a fost. În vară când a fost sparingul... La începutul, da, la sfârșit, da. La începutul verii. Deci e la sfârșitul primăverii a fost prezentă. Da, într-adevăr, și acolo au vorbit frumos, adică ar fi culmea, ți-am spus, eu nu, vezi sute de oameni și să nu te implici, să nu te intereseze, că nu vrei. Da, doamna Timoc, dincolo de inițiatorul evenimentului, dumneavoastră mai vă ocupați și cu alte lucruri. Sunteți profesoară, sunteți antrenoare, sunteți fostă jucătoare de basket. Spuneți-ne așa pentru telespectatori, cine este Florentina Timoc? Florentina Timoc este acum o doamnă profesoară care are experiență de 29 de ani la catedră. Deloc sunt din Constanța și... Nu îmi reneg rădăcinile, dar sunt de așa de mult timp în Carei, că acum îmi dau seama că de fapt sunt mai mulți ani petrecuți aici decât în Constanța, pentru că la 19 ani m-am dus la facultate. Am făcut facultatea de educație fizică și sport în Iași. Acolo am și făcut marea performanță, am jucat în divizia B. Am început destul de târziu basketul și întotdeauna o să încurajez copiii care încep sportul mai târziu. Am început la 16 ani. Am cochetat cu atletismul un pic, aveam vecină, o doamnă antrenor de atletism, ea m-a cooptat prima oară, apoi am început și cu gimnastica, pentru că aveam mobilitate foarte bună, dar m-am oprit la basket. Am început târziu și eu zic că am învățat conștient sportul ăsta. E foarte bine să încep la o vârstă fragedă și mică, asta îndrumăm și noi copiii, dar nu e târziu nici să începi la o altă vârstă. Și dacă trecem de 10, de 12, de 14 și de 15 ani, am jucat în divizia școlară, în Constanța, apoi am ajuns la facultate. Eu am prins un juniorat până la 19 ani, apoi în divizia B la Iași, cei 4 ani de facultate și încă 2 cât am mai și lucrat acolo. Și am venit spre Ardeal prin căsătorie. Fostul soț, primul soț a fost atlet, acolo ne-am cunoscut la facultate și... Am ajuns aici, în zona Careiului. Deci din 98 sunt în Carei. Din 1998. De-aia zic că sunt mai mulți ani petrecuți aici decât acolo. Sunt profesor de educație fizică și în 2013 am înființat Asociația de Basket Club Primo. Am început extrem de timid, cu 10 copii, cu 15 copii. La un moment dat, când ni s-au tăiat salariile, am ieșit din învățământ o lună de zile și... Mi-am dat seama că nu e pentru mine și totuși asta mă atrage. M-am întors și atunci au venit mai mulți copii la club. Am ajuns să avem peste 100 de copii. Problema cea mai mare este că ne-a trebuit mai mulți pe fiecare nivel, în așa fel încât să ne permitem o participare relaxantă în competiții. Și acum, din toamnă, vă spun ceea ce nu știu mulți, am inițiat o colaborare pe care am mai avut-o în anii trecuți cu Magic. Cu ABC Magic, acolo cel care se ocupă de copii, cei care se ocupă de copii sunt domnul Filip Zoltan, domnul profesor care a fost la colegiul Kölcsei Ferenc și cu Otilo. Numele de familie îmi scap acum. Cheheș, cred că. Și am inițiat o colaborare cu ei în ideea de a participa pentru a doua oară în campionatul Ungariei. De ce campionatul Ungariei? Pentru că
e mai aproape, avem deplasări mai scurte, cele mai lungi au fost la Debrețin, părinții au fost de acord, de fapt, ei decid într-un final unde să ducem copiii în competiție. În schimb, am avut parte de un lot restrâns de jucători și prin colaborarea cu ei ne permitem să facem și o selecție și să ducem chiar cei mai și cei mai buni copii, dar ca o inițiativă a Federației Române de Basket demarează campionatul regional de basket pe multe categorii. Bineînțeles că și aici vom intra în campionat. Acum vom avea o ședință cu părinții copiilor de la basket, de la cele două cluburi, și vom stabili exact cu ce echipe mergem și unde. Colaborarea asta am făcut-o pentru că sunt niște oameni extrem de muncitori și deschiși și sinceri și chiar ne spunem lucrurilor pe nume atunci când avem o problemă, și eu zic că e de bun augur, în primul rând, că se creează competiție între copii. Și atunci când știi că poate ți-a altul loc în echipă, tragi un pic mai tare, eu consider că e un plus pentru club. Categoric. Și pentru fiecare în parte. Anul trecut am mers un pic nu într-un ritm așa cum mi-aș fi dorit eu. Avem două participări individuale la festivalul, la campionatul național de basket de la Costinești. Anul trecut a fost cu rezultat mai bun, anul ăsta nu mă pot mândri așa de tare, dar prin colaborarea asta eu sper să ducem basketul acolo unde ar trebui să fie. Și slavă Domnului că avem și în satul mare antrenori și profesori de basket de foarte bună calitate care încearcă să ridice ramura asta sportivă dragă copiilor. Important este să facem ce ne-a recomandat Pierre de Coubertin, nu? Ai învins continuu, ai câștigat continuu. Da. Acum, anul trecut a fost mai bun, anul ăsta mai slab, anul viitor va fi foarte bun. Corect. Trebuie, Florine, să fim optimiști. Florine, ce se mai întâmplă cu Liga Profesionistă de Box? Noutăți? Gale? Sportivi? 18 septembrie, gală la București, va fi televizată pe TVR. Unde suntem implicați ca servicii și ca... Deci noi vom asigura suportul de specialitate pentru a se desfășura în condiții normale, bune și foarte bune, pentru că ne place să fim profesioniști. Îmi doresc în continuare o gală la satul mare. Din păcate, deocamdată, n-am ajuns la un consens în sensul acesta. Poate să faci mai repede la care e decât la satul. Nu e exclus, să știi. Urma să spun e o idee eu asta. Bună. Urma să spun eu asta. E o idee bună. Dacă nu vom reuși la satul mare, o să discut la Carei, pentru că probabil că va capta, mai ales că intenționez să aduc oameni grei din boxul profesionist, nu să facem o gală doar să fie făcută. Și cum tu știi foarte bine că eu nu fac nimic pentru a avea un câștig personal, ci pentru a încerca să promovez sportiv de valoare și, bineînțeles, urbea noastră, satul mare, care ei nu contează, județul în sine, vă la un moment dat voi reuși. Anul viitor fac și eu 50 de ani, probabil că va fi o chestiune de, nu știu, de jumătate de secol, o încununare, că vreau să o fac așa, undeva în perioada când, prin mai, când e ziua mea. Și a ei. Da. Dar nu știu, să vedem, n-aș putea spune acum decât că suntem undeva la, avem discuții, sunt oameni doritori, este foarte interesată lumea afacerilor din județ de o astfel de gală, dar este imposibil să o faci fără autorități. Deci este imposibil. Acum să vedem ce va fi. Eu sunt optimist. Suntem undeva la 65%, 65-70%. Aici stagnăm de un an de zile, de fapt. Vedem ce va fi. Vedem ce va urma. Suntem aproape de finalul emisiunii, timpul acordat pentru această emisiune. Câteva gânduri de final pentru cei care ne urmăresc. Îi dau voie, Doamne, pentru că este Doamnă. Da, eu îmi doresc să... Nu o să spun ce aud și la școală și ce aud și în cercul de prieteni. Copiii stau pe telefoane și sunt atrași de gadgeturi. Haideți să acceptăm realitatea. Dacă noi am fi avut posibilitatea asta ca și copii, să avem telefoane și gadgeturi și laptopuri foarte performante, cu siguranță am făcut același lucru. Haideți să nu ne criticăm, ci să le dăm și o altă variantă. Să îi îndrumăm spre sport și să găsim un echilibru între a accesa un calculator și a intra într-o sală de sport. Și cred că e foarte important să nu-l amenințăm. Dacă nu faci aia, nu vei primi nici cealaltă. E greu, că și eu ca părinte dau sfaturi, dar și eu fac la fel cu al meu. În schimb,
îi lăsăm și pe telefoane, îi lăsăm să-și petreacă timpul așa cum se simt ei mai bine, pentru că se pare că așa socializează copiii în vremurile astea. Dar trebuie să le dăm și portița aia și să le deschidem multe uși spre mișcare, pentru că asta înseamnă sănătate, de fapt. Asta ne trebuie tuturor. De la un moment dat încolo numai asta ne mai dorim. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și pentru faptul că mi-ați dat ocazia să promovez alături de Florin zilele sportului care e anul, unde îmi doresc să vină mult mai multă lume și invit și să-ți mărendi, de ce nu, că nu e un circuit închis acolo. Mulțumesc tare. Faceți de obicei așa la sfârșit de august sau început de septembrie? Decis deja. Facem, e o întrebare foarte bună și îmi pare rău că nu m-am gândit eu să spun acest lucru. Următoarea ediție am gândit-o și am cântărit-o destul de mult la ședința precedentă, la întâlnirea noastră, și ne-am gândit că, fiind vacanță, mai sunt concediile astea de last minute și vom face ediția a treia în primul weekend din prima săptămână de școală. Deci după ce începe școala. Deci am început școala, weekendul ăla, cu toții suntem acasă, că ne focusăm pe începerea școlii, și atunci sperăm să fie un moment mai potrivit pentru a treia ediție. Da, cu drag. După o săptămână toți sunt sătui de concedii, nu ar mai merge niciunde. N-aș zice, dar nu cred că mai pot pleca. Ideea da. Este că considerăm că vom avea posibilitatea să avem parte de mai mulți oameni prezenți. Pentru că ăsta e scopul nostru. Da. N-are niciun farmec să faci ceva și să nu fii văzut maxim posibil. Adică să nu-ți atingi ținta. Dar eu nu sunt pesimistă. Da, nu sunt pesimistă pentru că din contră sunt optimist, că tocmai de aceea s-a schimbat la propunerea. Eu zic că va crește evenimentul ăsta. Eu zic că va crește. Probabil că nici nu cunoaște multă lume. Și în momentul în care vom prezenta niște oaspeți surpriză, pentru că trebuie să spunem și asta, exact ce spuneai la început, Ionuț, ne-am gândit să aducem fiecare pe cineva. Probabil că nu fiecare ramură sportivă va aduce în anul respectiv câte un om, dar sunt convins că vor fi cel puțin 2-3 oaspeți de seamă la care îi invitați de onoare, care nu știu să să coloreze tot peisajul pe care îl oferim noi. Să încununeze practic evenimentul, pentru că în momentul în care îți vine o persoană emblematică, lumea se adună nu neapărat pentru că e evenimentul, ci pentru că e persoana respectivă acolo. Și implicit trebuie să ne găsim, ceea ce facem. Trebuie să ne găsim modele. Corect. După așa modele este, funcționăm. Da. În rest, ce să zic, Ionuț, trebuie să-ți mulțumesc încă o dată pentru că ați fost foarte atenți în toată perioada aceasta, de vreo 3 săptămâni încoace, și ne-ați ajutat cu promovarea acestui eveniment, în sensul că ai preluat și Dani Chioran de la Dincolo de Sport, deci este foarte bine pentru noi. Sper să nu deranjez că am spus numele site-ului, eu mi-asum, dacă trebuie plătit ceva, plătim, nu-i problemă, glumesc. Dar este aproape imposibil ca noi să fim percepuți corect și la o intensitate normală atât timp cât voi, cei din presă, stați deoparte. Iar voi ați făcut maxim posibil și îți mulțumesc încă o dată pe această cale. Pentru, dacă îmi permiteți, chiar dacă e emisiune de sport, invit pe toată lumea duminică la Căuaș, unde se hramă bisericii și se lasă cu o agapă creștinească la Căminul Cultural, indiferent de etnie, religie sau culoare, chiar și culoare politică, îi așteptăm la Căuaș. Da, sărbătoriți hramul nașterea Maicii Domnului, nu? Da. 8 septembrie. În fiecare an de 8 septembrie. Domnilor, doamnelor sau dragi invitați, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a veni la sanmareni.ro și mult succes în continuare și multă sănătate, că de acolo pornește totul. Mulțumim frumos încă o dată. Mulțumim frumos, Ionuț, și îți promit că o să mai revenim cu multe chestii. Abia așteptăm. Da, dragi sanmareni, aceasta a fost emisiunea Sportul Sanmarenilor. Rămâneți în continuare cu noi.